În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 30 de nave fără operațiuni portoare. 19 dintre acestea erau în portul Constanța, 8 în portul Midia și 3 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări luni erau 4 nave, toate pentru portul Constanța. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 20 iunie, 49 de nave erau sub operare, 47 se aflau în portul Constanța și două în portul Midia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau luni dimineață 31 de nave. Dintre acestea, 20 așteptau pentru operare, iar 11 nu aveau operațiuni portoare.